Și deputații au primit compensații în facturile la energie și gazele naturale. Am fost curioși să aflăm cum comentează acest ajutor de la guvern, ce reacții au avut parlamentarii, vedeți imediat. Iată, să ne spuneți dacă v-au venit facturile. Aveți cum beneficiați de compensații? Și vă interesați pe voi. Să ne spuneți. Uitați-vă de facturile voastre. Apropo, v-au venit comunalele? Da. Inclusiv da. Cu compensații? Nu. A venit la gaz 4.800 și compensația 2.500. Orice ajutor este evident pentru familie, pentru situația asta care o parcurgem. Și eu invit pe toată lumea să se înscrie în compensații. Pe octombrie și noiembrie nu m-am conectat la gaz. Asta ca să fiu sincer cu dumneavoastră, m-am încălzit pe lemne. Respectiv, suma care mi-a venit, dacă anterior primeam vreo 300 de lei, acum, să nu greșesc, mi-a venit tripul mi-a venit și compensații n-am primit. A venit, da, am venit medie, 1.100, e ok, în sens că e clar că e un pic mai mult decât anii trecut, dar să ne descurcăm. Și mai ales că am economisit, fiecare cetățean pe aibă l-a economisit, a dat temperatura mai jos și ar trebui să ieșim cu bine. Mi-au venit ceva acolo, compensații sunt, dar vreau să spun că am și mulți prieteni, eu sunt și președinta pensionarilor, seniorilor și melor ne sună și chiar sunt mulțumiți. Și dacă unii aleși ai poporului se arată mulțumiți de compensațiile oferite de guvern, alții spun că suma din factură nu îi sperie, dar îi face să strângă cureaua și mai mult. Mi-au venit facturile, nu o să vă vină să credeți, pentru 16 zile 5.022 de lei. Evident, eu am un imobil puțin mai mare decât alții, dar depășim. Depășim, nu beneficiem de compensații. Asta în timp ce alți deputați spun că nu au văzut deocamdată facturile. Încă n-am văzut. Cred că mâine mă duc să plătesc. Честно говоря, я еще не видела квитанции. Надо у сестры спросить, она больше этим занимается, я живу с ней. Cei care nu au reușit să se înregistreze pe platforma compensații.gov.md o pot face și în prezent, deoarece înscrierea va continua pe întreaga perioadă rece a anului. Potrivit ministrului Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, în luna noiembrie pe platformă s-au înregistrat 695.000 de gospodării, dintre care 80% se încadrează în gradul de vulnerabilitate foarte ridicată.